Salut! Îți mulțumesc că ai intrat pe acest video, iar astăzi am discutat alături de Mihai despre oportunitățile pe care ți le poate oferi o facultate, iar apoi am luat în detaliu fiecare tip de facultate de informatică în parte, Politehnica, Facultatea de Info și Facultatea de Informatică Economică. Apoi am discutat despre facultățile în afară, unde Mihai a dat mai multe detalii despre viața lui de student în Londra. Iar la final am discutat despre de ce părinții nu ar trebui să-și impună opinia în alegerile importante ale copilului lor pentru viitorul său, cum ar fi ce facultate să urmeze. Din nou am discutat și câteva povești mai interesante, printre care și joburile pe care le-a avut Mihai pe lângă cel de la Mac, de care deja menționasem în episodul trecut, despre câteva joburi de vis pe care Mihai ar vrea să le aibă și despre trotinetele electrice. Dacă ai feedback sau vrei să oferi mai multe subiecte de discuție pentru acest podcast, lasă-le în comentarii, iar noi le vom citi. Îți urez vizionare plăcută! Vreau la început să discutăm despre ceea ce ne-au întrebat foarte multe persoane, dacă ar fi să aleagă între o facultate de informatică și una de politehnică, o facultate tehnică, o universitate tehnică, de fapt. În primul rând, ce oportunități îți poate oferi o facultate? În general sau vorbind specific? În general, ce oportunități îți poate oferi o facultate? După aia o să luăm specific, pentru că trebuie privită și latura asta. Sincer, în opinia mea, nu prea știu ce să zic. Adică o facultate îți oferă o diplomă și atestă unui angajator faptul că tu ai niște cunoștințe. Dar cum să zic, diploma aia nu înseamnă automat că tu ai cunoștințele alea. De exemplu, știu colegi care au diplomă, dar nu știu mare lucru. Dar în același timp știu oameni care n-au diplomă și știu mult mai multe față de alții care au diplomă, știi? Gen, diploma aia, teoretic, ar trebui să demonstreze faptul că tu știi ceva, dar nu e obligatoriu acest lucru. Că sunt unii care și-au diplomele pe nașpa și au fost atâtea cazuri la noi în țară cu acest subiect. Da, totodată, gen, în principiu, contează, cum ai zis și tu. În opinia mea, o diplomă te pune, în momentul când tu te angajezi, o diplomă te sare câteva poziții în față de cei care nu au diplomă. De exemplu, dacă eu mă duc acum să mă angajez undeva, faptul că am diplomă îmi oferă un oarecare avantaj, dar nu mi oferă o certitudine a faptului că voi fi angajat. Cam asta e opinia mea. Da, adică ai câteva locuri, sar câteva locuri în plus ca să fii luat la interviu. Asta nu înseamnă că și treci interviurile. Da, exact, exact. Și asta nu înseamnă că cineva care nu are diplomă nu se poate angaja. Da, tocmai. Și mai e și faptul că pe lângă diplomă, eu cred că e mai luat în considerare și ce faci pe lângă. Păi clar. Proiecte personale, activitățile tale. Clar. Ceea ce ai trecut deci în CV. Deci nu neapărat. Exact. Nu e neapărat să țină totul de o diplomă. Nu de parcă diploma aia te face pe tine programator for real sau nu. Poate te face programator doar cu numele. Da, singurul lucru adică care te face programator, experiența pe care o ai și câtă muncă ai depus exact până în acest moment. Da, uite, dacă ar fi să vedem și alte oportunități pe care le poate oferi facultatea pe lângă diplomă, e faptul că în comunitatea pe care o întâlnești acolo e una mai bună, aș putea zice, față de cea pe care ai avut-o în liceu. Acum depinde de la facultate la facultate. Păi clar, gen, poți să faci networking și să întâlnești persoane care au același scop ca și tine. Da, eventual poți să deschizi, să te întâlnești cu câteva persoane super faine, să legi o prietenie șmecheră și după aia să deschizi un startup. Da, exact, exact. Să fie oportunitatea ta de lansare în domeniu. Adică putem privi și pe partea asta, nu doar că mergi la facultate și înveți și atât. Că și oamenii aia de acolo care fac facultatea să fie puțin mai nașpa decât e. Sau cel puțin aici în Timișoara. Bine, n-aș vrea, deci înainte să zic chestia asta, eu m-am născut în Craiova, eu soltean la origini. Dar aici în Timișoara e plin cuțitar, da. Aici în Timișoara e plin de olteni de aia de prost gust, care se crede iburicul pământului și gen cel puțin la Politehnică sau la UVT. E plin de olteni de ăștia care sunt, cum să zic eu, aroganți, platitudine de superioritate, da, și așa mai departe. Gen, depinde. Și noi avem la facultate. Și noi avem la facultate câteva persoane de genul ăsta care știu mai, cumva consideră sau chiar știu mai mult decât noi și au, comportamentul ăsta de superioritate în fața noastră.
E clar, fiecare... Da, până la urmă poate e ceva normal, nu știu. Mă gândesc că fiecare facultate de asta mai bună din regiunea atrage uscăturile. De exemplu, în Timișoara atrage zona asta de Banat, Oltenia, Cluj. Mă gândesc că atrage toată zona centrală, Iași, Moldova și Bucureștiu, partea de sud și da, ce mai rămas. Din fiecare facultate, da, clar atrage și oameni de ăștia nașpa. Da, uite, eu în principiu am avut un mare noroc, comunitatea pe care am găsit-o la facultate, chiar e una foarte șmecheră și pe mine mă ajută într-un fel să mă țină motivat, să nu mă las de facultate cumva. Da, da. Adică, nu, poate la liceu ajungeam la școală dimineața, eram supărat că trebuie să merg la școală. Acolo era comunitatea puțin mai nașpa, dar aici la facultate chiar ai cu cine să glumești, ai cu cine să discuți. Nu numai glume, nu numai să fie totul luat în râs, ci chestii serioase. Pe cineva cu care să discuți ceva în domeniu, în programare, nu știu, că vrei să-ți faci tu o aplicație, că ai o problemă în temă, să zicem, pe care alții nu o pot înțelege. Da, aveți teme. De una găsesc pe cineva. Aveți teme de interes comun. Da, da, asta e foarte, foarte important. Adică, când te gândești la o facultate, nu trebuie să te gândești numai la ce cunoștințe oferă ea. Da. Și la partea de oameni. Da, sau nu numai la ce cursuri oferă sau ce profesori sunt, exact, și așa mai departe. Eu am ales Clujul pentru că mi se pare un oraș foarte fain și oamenii de aici sunt foarte călduroși. Oamenii de acolo, din Cluj, că momentan nu sunt în Cluj. Dar sunt foarte, foarte primitoși, foarte călduroși și sunt amabili. Aici, în Moldova, n-am găsit deschiderea asta pe care am găsit-o în Cluj. Și, sincer să fiu, în Moldova, nu simțeam că nu mă puteam dezvolta. Dar să știi că și eu așa consider. Și eu când am fost cu Cătălin atunci la Cluj, de m-am întâlnit cu vlog de IT și cu Petru. Deci atât, nu știu, oamenii mi se par atât de, nu știu, altfel și drăguți și deschiși. Bine, și fete frumoase, îți dai seama. Eu prima dată când am fost în Cluj, ce am remarcat cel mai mult și mi-a rămas marcant, ce m-a marcat cel mai mult, a fost faptul că am fost la o șaurmerie. Ăla care făcea shawarma era așa fericit, frate, parcă ăla era golul lui în viață, să facă shawarma. Da, era foarte amabil, foarte deschis cu tine și m-am simțit așa, what? Sigur sunt ok oamenii de aici. Și, sincer, îmi place foarte mult chestia asta. Na, acum că e mare orașul și plin, asta e partea a doua, chiriile mai mari, plus mai multe, dar în rest... Chiar îmi place mediul ăsta. Bine, asta cred că și e experiența unui oraș mare. Da, da, exact. Și ai mai multă deschidere că-s companii mai mari. Da, da. Acum, dacă ar fi să discutăm despre de ce ai alege o facultate tehnică, care sunt avantajele pe care ți le oferă o facultate tehnică în detrimentul altor facultăți, facultatea de info-economic sau facultatea de informatică? A, te referi matematică, gen politehnică versus universitate? Sau... Universitățile tehnice versus celelalte universități care te învață informatică, să spunem. Ah, ok. Ce avantaje ți-ar oferi? Păi îți oferă avantajul că nu știi numai programare. Știi și ce face să programezi microprocesoare și așa mai departe. Înveți și fizică și mai multă matematică pe lângă informatică. Deci dacă ești pasionat de circuite sau tot ce ține de fizică, și na, vrei să-ți urmezi pasiunea asta, de exemplu, te poate ajuta dacă vrei să programezi chestii Arduino sau Raspberry Pi sau toate chestiile astea pe care eu nu le știu, dar nici nu mă pasionează, atunci, clar, du-te pe Politehnică. Și dacă urmezi tot la fel Politehnica, te poți angaja, de exemplu, la Continental. Nu știu dacă aveți și voi Continental în Cluj. Este și în Cluj, cred, de-aia știu sigur că este în Iași, dar ar trebui să fie în Cluj, că de obicei în orașele unde sunt studenți mulți, pentru că recrutează extrem de mult. Da, direct de acolo. De exemplu, la Continental știu că fac borduri de BMW, gen, sau Mercedes. Deci toate ceasurile alea care apar, computerele de bord, senzorii pentru pilot automat, toate chestiile alea ce țin de fizică, tu poți să faci chestii de genul la Continental. Dacă te pasionează. Pe mine, în schimb, nu mă pasionează și nu mă atrage această latură. Dar da, nici pe mine nu mă pasionează matematica și fizica în special, dar ce aș putea să spun că are o universitate tehnică în plus de celălalt e faptul că, după cum ai spus și tu, ai ceva în plus pe lângă programare și atât.
Da. Eventual, nu știu, pentru cultura ta generală sau chiar dacă chiar te pasionează chestiile astea, îți recomand să urmezi o facultate în domeniu. Da, dar dacă, de exemplu, pe tine te pasionează să faci, nu știu, site-uri sau, efectiv, doar programare, atunci... Cred că ceva mai software te referi. Da, dar doar software, atunci n-are rău să-ți bați capul cu matematica și fizica. Bine, oricum, cred că faci mate și la universitate normală, dar nu faci la nivelul ăla dedicat. Da. Știu foarte multe persoane care nu au ales o universitate tehnică pentru că chiar le plăcea chestia asta și doar că, nu știu, eventual acolo au intrat sau chestii de genul și li s-a părut un calvar facultatea. Păi da, dar și am colege care nu le place fizica și matematica și s-au dus la Politehnică și știu că primii 2 ani efectiv au intrat într-un episod ăla de depresie ca lumea. Tocmai că nu le plăcea ceea ce făceau. Da, așa că aveți grijă că chiar poți să iasă nasol dacă nu faceți alegerea asta potrivită. Ideea e că și nașpa chestia asta că să nu faci ceea ce îți place. Să fii obligat de altcineva să faci ceva. Și o să discutăm mai târziu despre facultatea pe care o vrei tu și facultatea pe care ți-o recomandă părinții și eventual te obligă să o urmezi. Părinții sau, nu știu, bunicii sau prietenii și după așa mai departe. După anturaj sau chestii de genul ăsta, la asta mă refer. Acum, de ce ai alege o facultate de informatică? Ce ți-ar oferi o facultate de matematică și informatică față de una tehnică sau de informatică economică? Păi din câte știu eu, în primul rând, termini în 3 ani, nu termini în 4, față de politehnică. Licența termini da, în domeniu. Da, licență mă refer. În schimb, din câte știu, nu ești inginer, gen. Pe diplomă nu scrie inginer, scrie ceva inginer software sau ceva de genul, știi? Gen, nu ai putea să te angajezi la Continental atât de ușor. Dar în schimb, avantajul... Avantajul... Nu știu că n-am diplomă. Nici eu. Avantajul ar fi că termini mai repede. Și că, nu știu, faci... De exemplu, din punctul meu de vedere, dacă aș fi fost să aleg o facultate doar de informatică, aici în România, aș fi făcut doar ce mi-ar fi plăcut. N-aș fi învățat atât de multe chestii pe lângă. Și plus... Da, uite... Continu. Cel puțin, adică vorbind doar din punct de vedere pe Timișoara, poate sunt câțiva care normalez de aici, la UVT aparatura aici ceva mai modernă. Gen, nu-i foarte, foarte, nu vă imaginați că aveți mecuri în laboratoare și așa ceva, dar e puțin mai avansat față de ce se oferă la Politehnică. Asta ar fi un plus special pentru Timișoara. Eu, dacă aș vorbi din experiența mea de până acum, de aproximativ, cred că 3/4 de an ca student, la facultatea de informatică se axează doar pe software. Ai o singură materie de hardware în anul întâi, în principiu, probabil să difere asta de la facultate la facultate. Și în materia de hardware nu faci nimic ca efectiv hard, că la un laborator, că faci circuite și chestii de genul, tot pe software se bazează, dar este vorba de ce face calculatorul în spate. Procesorul, efectiv, fiecare pas pe care îl face, limbajul de asamblare. Și, în principiu, faci materii utile, aș putea spune, majoritatea dintre ele, nu chiar toate, nu sunt utile chiar toate. Probabil materiile inutile să te ajute pentru cultura ta generală eventual, dar în rest nu cred că o să le folosești prea des în practică. Și o facultate de matematică și informatică se bazează doar pe software, deci nu pe hardware, nu să înveți și alte lucruri pe lângă programare. Deci doar pe programare, când ai terminat, când ai absolvit licența, ești programator, chiar ar trebui să ai toate cunoștințele necesare pentru a deveni programator și pentru a te angaja, dacă te ții de treabă. Da, și încă un lucru care aș vrea să mai adaug. Procesul tău de învățare și de formare ca programator nu se termină în momentul când ai obținut diploma aia. Gen, nu-ți imagina că am luat diploma și gata, nu mai învăț nimica. Și tu în continuare înveți. Și nici în timpul în care iei diploma nu trebuie să te bazezi numai pe facultate. Da. Pentru că acum urma să discutăm despre facultatea de informatică economică
Și iar din perspectiva mea, principalul avantaj pe care ți-l oferă facultatea de informatică economică este timpul liber pe care îl ai, dacă nu te stresezi prea mult cu facultatea, pentru că în principiu facultățile de informatică economică sunt puțin mai legere față de celelalte. Nu știu să zic nimic despre subiectul ăsta, că n-am văzut total paralel, nu știu ce se întâmplă acolo. Din câte știu, nu se pune foarte mult accentul pe programare, deci nu ar trebui să te bazezi pe facultate dacă ar trebui să alegi informatica economică, ci ar trebui să te descurci mai mult singur sau cu ajutorul altcuiva separat de facultate. Și la final nu știu exact ce ești licențiat, dar nu cred că ești programator, software engineer, cum ești de la o facultate de matematică și informatică. Acum, mai există și posibilitatea, în cazul în care nu ai o medie destul de bună pentru informatică, pentru specializarea informatică, să alegi domeniul matematică-informatică. Și iar aici se pune și mai puțin accent pe informatică, e mai mult bazat pe matematică, cel puțin la Babeș-Bolyai în Cluj, nu știu sigur dacă e peste tot la fel, dar dacă absolvi domeniul de matematică și informatică, ești licențiat în matematică, nu în informatică. Nu cred că ești programator, ești ceva pe matematică, nu știu exact. Da, da. Ai vreo părere formată despre domeniul acesta? Nu știu, în general eu, părerea mea despre facultăți nu e una, cum să zic, românească, gen cum au toți, gen după mine. Dar trebuie, nu știu, facultatea ar trebui să fie opțională din punct de vedere al societății. Dar toată lumea o vede, de exemplu, în Anglia, știi cum e? În Anglia, după ce termini liceul, echivalent la ei, ai un an liber, gen, efectiv societatea. Obligatoriu? Nu obligatoriu, efectiv societatea are conceptul ăsta de gap year. După ce ai terminat liceul, efectiv, pentru ei e perfect normal să stai un an degeaba. Un an în care să te gândești ce vrei să faci cu viața ta. De exemplu, când am lucrat la McDonald's, majoritatea care aveau 18-19 ani erau un gap year-ul lor și lucrau la McDonald's ca să, nu știu, strângă bani și să, na, se cunoască mai bine pe ei însuși și să dea seama ce vor de la viață, știi? Da, da. Na, și înțeleg. Adică la noi toată lumea, dacă nu ai o facultate, te privește gen... Ești ultimul prost. Da, și nu știu, ești... trebuie să faci domenii din astea. Agricultură, ceva... liceu, tehnic, chestii de genul ăsta care... pe care oamenii nu le privesc chiar atât de bine. Da, cu oile pe câmp, cum zice tata. Da, 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 da. Asta e... Na, având în vedere că pe timpul comunismului, cine mergea la facultate nu era... Era privit foarte bine, adică erau foarte puține persoane care ajungeau să meargă la facultate. Da, dar știu, persoane care pe timpul comunismului efectiv dădeau la facultatea de jurnalism, la facultatea de medicină, dădeau la toate facultățile ca să scape de armată. Cât și că dacă erai la facultate, nu te duceai în armată. Așa era vorba. Da, 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 nu știu exact cum era atunci, doar că... Probabil a rămas concepția asta, că dacă ajungi la facultate, ești deștept. Da, da. Dar nu e neapărat. Adică uitați-vă la ce clasă, nici invers. La ce clasă politică avem cu facultăți, cu diplome de masterat și toate astea luate pe nașpa, plagiate și așa mai departe. Și ce fel de persoane sunt ei? Gen, vi se pare că sunt realizați în viață doar fiindcă au o diplomă? Și în același timp știu persoane care n-au diplomă și sunt persoane de nota 20. Și la lucru. Știu pe trei, am trei colegi care lucrează efectiv, unde lucrez și eu, și au reușit să se angajeze fără a avea o diplomă, efectiv pe CV-ul pe care l-aveau și cunoștințele pe care le-au demonstrat în timpul interviului. Gen, facultatea... Da, e important că... Din punctul meu de vedere, facultatea nu e totul. Da, nu e obligatoriu să urmezi o facultate, iar dacă urmezi o facultate, nu-i garantat că și reușești. Da, că o și termini. Deci... Asta e foarte important. Și termin, dar și reușești mai departe, zic, să te angajezi. Atât de bine cum nu ai o diplomă și nu-ți găsești loc de muncă, poți să ai diploma aia și tot să nu-ți găsești loc de muncă. Exact. Deci depinde foarte mult de ce faci tu pe lângă facultate eventual și ce faci tu pentru dezvoltarea ta personală. Deci nu trebuie să depinzi de nimeni niciodată. Trebuie să știi tu ce îți place, ce vrei tu să faci și eventual să-ți cauți persoane care să te ajute. Dar nu să depinzi de ele.
Asta e cel mai important. Acum voiam să te întreb, de ce ai ales să pleci în afară să studiezi? Ca să scap de mate și de fizică. Că mie nu-mi place, da, deloc nu-mi place matematica, gen. Și la, am discutat asta mai devreme, că tot facem matematică la orice facultate ne-am duce. Eu în Anglia n-am făcut am făcut un singur semestru în matematică. Matematica de gimnaziu, gen ridicări la putere, radical și de-astea. Oh my God. Dar știi de ce? Măcar. Că vin persoane de-astea care n-au nici cea mai vagă idee ce e matematică. Și atunci, în primul semestru din primul an, am avut un modul de matematică ca să se asigure de faptul că toți avem același nivel de cunoștință, gen. Tu erai as acolo. Păi îmi ridică o statuie cu integrale și cu ce știam să rezolv. A fost... Eu văd la mine că am zis în episodul trecut de podcast că nu prea eram cu matematica în liceu și acum la facultate mi-e destul de greu să recuperez. Da, uite, de asta... De asta mi-a fost mie cel mai frică. Am avut materii de matematică și... Nu, mai am doar geometrie și ceva materie de matematică semestrul ăsta și gata, cred, pe toți 3 ani. Și... Nu știu exact la ce o să mă ajute asta în viitor, sincer să fiu. Da, eu de exemplu am făcut, bine, asta cred că e un subiect de discutat într-un alt podcast, că e foarte mult de vorbit, dar în principiu am făcut numai chestii ce țin de informatică. Am făcut, de exemplu, și chestii care nu le înțeleg neapărat sensul, de porți logice ați făcut cu flip-flop, cu d-alea. Da, cred că la logică computațională. Da, ceva de genul se numea și la mine. Ceva cu flip-flop. Stai că eu sunt la engleză, cred că computational logic. Da, ceva. Am avut o profesoară pe care o îndrăgesc foarte mult. Da. Astea, bine, într-adevăr, le înțeleg sensul, dar am făcut la un nivel gen care, sincer, m-am pierdut la un moment dat. Gen, chiar nu mai înțelegeam de ce îmi trebuie mie chestiile astea. Dar, în schimb, am făcut module foarte interesante, cum ar fi scheme umele. Am mai avut un modul în care, efectiv, am avut team project. Gen, au făcut shuffle între toți elevii și au format grupe de câte 4. Și ne-au pus, efectiv, au luat câte un profesor de la facultatea de medicină, de la facultatea de aeronautică și așa mai departe. Gen, profesor pe care nu i-am mai văzut niciodată și au jucat rolul de clienți. Și a venit și a trebuit să mergem la ei, să stabilim meeting-ul și așa mai departe. Și trebuia să construim o aplicație pe care, na, o stabilea ceva comisie, mă rog. Dar trebuia să ne întâlnim cu el și el juca rolul de client. Și trebuia să-l întrebăm efectiv ce vrea de la noi, cum vrea să arate, în cât timp să fie gata, cine e utilizatorul principal, știi? A fost foarte fain asta. Că efectiv, e cam viața reală. Gen, m-a ajutat foarte mult. Și chestia asta, gen, m-a învățat... Că dai de proști peste tot, gen, unul era total paralel. Din 10 ședințe cât am avut, o venit doar la una. Și la aia a venit foarte spart, gen, cu ochii roșii și gen, era super dezinteresat tipul. Și bineînțeles că a trebuit să facem și munca lui. Dar uite, modulul ăsta efectiv m-a pregătit să-mi dau seama că, na, la un moment dat în viață trebuie să na, tragi mai tare ca să ridici echipa. Că nu toți trag la fel de tare. Și documentație, la fel, am trebuit să scriem documentație cu tot ce am făcut, cu tool-uri folosite, că cum am gândit, cum am făcut arhitectura aplicației. Și mi-a plăcut maxim. A fost interesant. E foarte bine că îți dezvoltă spiritul ăsta de echipă și lucrat în echipă, pentru că, până la urmă, dacă o să fii programator, nu o să lucrezi singur, dacă o să fii programator angajat, nu freelancer. Da, dar nici ca freelancer nu cred că lucrezi singur. Adică tot depinzi de depinde bucăți. De proiect, cred. Păi da, dar nu cred că scrii... Dacă faci efectiv... site-uri din astea mici... Da, site-uri mici, da. Dar efectiv, gen ca freelancer, mă gândesc că tot ajungi la un moment dat să scrii un cod, gen să ajungi să interacționezi cu un cod scris de altă persoană și să-l întrebi, bă, ce se întâmplă aici, știi? Adică nici ca... De asta trebuie să scrii cât mai explicit cod. Și să pui cât comentarii. Și comentarii și să... Și să pui comentarii, dar ideea e să scrii cât mai explicit și cât mai curat. Da, și cu nume de variabile care să aibă sens. Gen, la sumă să nu scrieți S, că eu turbez când văd S la sumă. Scrieți SAM sau sumă, efectiv, în română. Dar S mi se pare, nu știu, cel mai tembel mod de a nota o variabilă. Dar și eu notam așa când eram în liceu.
Am o materie semestrul ăsta unde profesorul refuză să-ți verifice tema dacă vede notații de genul ăsta. Doamne ajută, doamne, ce fain e profesorul ăla. Și eu de la primul laborator pe care l-am avut cu el, de atunci m-am dezobișnuit să dau denumiri din astea AUX, V pentru vector, din astea super scurte și care nu-s deloc explicite, adică nu știi ce face o variabilă. Da, AUX ce are? Și cum ne-a explicat nouă... Spune. Cum ne-a explicat nou conceptul ăsta că nu e ok să scriem cod așa. Noi în primul semestru am avut o materie de Python, fundamentele programării se chema. Am avut ceva proiecțele acolo, nu prea contează chestia asta. Ne-a cerut să ne mutăm cu două locuri la dreapta, la calculatorul colegului, să-i deschidem proiectul la fundamente, ceva proiect, nu contează care, să încercăm să adăugăm o funcționalitate codului. Și era un proiect destul de amplu pe care trebuia să-l edităm și trebuia să fim foarte atenți la fiecare detaliu în parte, cum a fost construit și chestii de genul ăsta. Și nu prea înțelegeai nimica pe codul colegului tău, că l-a implementat altcineva, l-a scris altcineva și chiar nu înțelegeai nimica de ce o scris el acolo. Și ne-a zis la final, vedeți cât de greu e să editați codul altcuiva? Vouă să nu vi se întâmple chestia asta. Și de atunci am înțeles că trebuie să fim cât mai expliciți cu denumirile funcțiilor, variabilelor, să fie scris codul cât mai ok în pagină, nici să nu fie îngrămădit și chestii de genul ăsta, să așez corect acoladele și tot. Da, și încă un sfat, că tot a venit vorba despre cum să scrii cod, eu sincer vă sfătuiesc să scrieți totul în engleză, gen și numele funcțiilor și variabile și așa mai departe. Că nu contează că lucrează... Nu la BAC, sau nu la BAC, nu, că la admitere, hai că zicem că profis mai ok, dar la BAC... Nu la BAC. Dar zic așa, chiar dacă lucrați într-o echipă de români și sunteți numai români, dar în momentul când efectiv trebuie să cereți ajutor undeva, pe Stack Overflow sau mai știu unde, vă este gen mult mai ușor și pentru ceilalți să înțeleagă. Că, de exemplu, eu mai dau pe întrebări de Stack Overflow cu variabile în spaniolă. Păi ce înțeleg eu de acolo? Dar... Nu numai pentru când pui întrebări. Să zicem că spui proiectul respectiv la CV, proiectul personal, și se uită cineva din afară pe codul tău, dacă e în română, nu prea îți dă seama ce face codul respectiv. La CV sau poate îl faci open source și îl pui pe GitHub, mai contribuie și altcineva. Da, asta zic. Și bine, acum dacă ești la o facultate cu specializare în limba română și facultatea te obligă să scrii în... limba respectivă, funcțiile, asta da, e nu, cred, partea că, nu cred, adică eu refuz să cred așa ceva, că există facultate de informatică și oblige să scrie în română. Eu, din câte știu, la noi așa se întâmplă la informatică în limba română. Bine, serios? Nu cred că e chiar așa strict încât să te oblige să scrii tot codul. Eu așa am auzit, sincer, nu pot să-mi dau chiar cu părerea, din câte știu, mi-a spus cineva de la Inforomână, poate s-a schimbat între timp, că era cineva mai mare, nu era cineva care e acum anul întâi. Poate să schimba profesorii, poate să schimba, dacă neapărat să vreți să aflați chestii de genul ăsta, întrebați pe cineva care e actualmente student în anul 1, eventual anul 2, dar din câte știu așa se făcea. Și îți dai seama că era destul de nașpa. Nici nu știu cum poți traduce unele chestii din engleză în română, sincer zic. Unele funcții. Ba! Și mi se pare foarte ciudat. Stai să zic o fază. Îi o tipă care îmi tot scrie pe Facebook să ajut la teme la facultate. Și mi-a zis de tabel de... Stai să caut o secundă. De mi-a zis hashmap în română. Știi cum se traduce? Nu. Tabel de dispersie. Gen, o zis... Doamne. Salut, poți să mă ajuți? De la 7 la 8 am o temă cu tabele de dispersie. Și știi ce am răspuns? Nu știu matematică. Și mi-a dat tema și am văzut că erau hashmap-uri. Cum să se numească tabel de dispersie? Nu vine să cred că... Și după am căutat pe Google și aparent și pe InfoArena apare la un moment dat tabel de dispersie. Și mă rog, apare mai multe locuri. Deci ăsta chiar e un termen, tabel de dispersie. Eu credeam că e ceva ce ține de matematică, nu are legătură cu informatică. Dar nici n-am mai auzit până acum de termenul ăsta. Eu numai hashmaps folosesc. Păi și eu tot la fel. Mi se pare, na, până la urmă asta e, dacă facultatea te obligă să scrii așa, nu o să te trezești tu să scrii altcumva. Na. De asta recomand o facultate specializare în limba engleză, eventual, dacă... Da, sincer, deci dacă se poate. Deci nu contează unde dați, dacă dați la Politehnică sau facultate, gen pe info, normală,
dați la secție de engleză. Adică poate e mai nașpa la început, de mai bine pentru voi. Că știți termenii așa cum trebuie. Zici? Eu și eu am avut prima dată când am auzit de facultate în limba engleză, eram ceva gen eu la limba engleză. Păi nu, asta zic, gen dați la engleză că știți termenii așa cum sunt ei cunoscuți peste tot în lumea asta. Nu tabel de dispersie. E... În cazul în care ceva chiar nu se înțelege deloc, că e foarte complex în limba engleză, având în vedere că majoritatea elevilor sunt români, deși există elevi din afară, din alte țări, unii studenți sunt și din Erasmus veniți, profesorul o să explice eventual și în limba română pentru cei ce nu înțeleg. A, dar chiar tu... În cazul în care nu se poate exprima corect. Tu ai studenți de pe, de pe alte continente. Da, avem Genasia un sau tip Africa. Din... Da, am avut. E un tip din Nigeria, full-time student la noi. Am jucat fotbal cu el, e foarte bun. Fotbalist, deci e foarte, foarte bun. Și mai avem studenți din Erasmus. Din Rusia, din Franța. Nu știu dacă sunt din Asia, deși am văzut persoane asiatice în liceu, nu știu, în facultate, nu știu dacă chiar sunt din Asia sau sunt provenite din altă țară și părinților sunt imigranți sau chestii de genul ăsta. Da. Dar e foarte șmecher să interacționezi cu persoane cu altă cultură. Da, mai deci spunem. E foarte interesant. La mine era plin pauză de arabi și chinezi. Deci n-am văzut atât de mulți arabi și chinezi în viața mea. Deci efectiv când mă duceam la facultate eram pe altă planetă. Gen din eu din 300 de elevi, doar 5 eram români. Restul jumate chinezi și un sfert arabi. Și englezi? Puțin, destul de puțin englezi. Gen cât că erau 30-40, nu erau mulți englezi. Eu în semestru întâi am avut materia asta de fundamente și la laborator, în spatele meu, era un rând de studenți de la Erasmus. De obicei stăteau acolo. Și erau din Franța. Și vorbeau eu în engleză cu profesoara, dar când se apucau să vorbească între ei în franceză, frate, nimic nu înțelegeam. Da. Chiar mi se... Lecțiile alea de franceză din liceu au fost degeaba. Chiar nimic nu înțelegeam. Așa repede vorbeam. Eu, în schimb, aveam... Așa repede vorbeam, na. Aveam un prieten spaniol. Eu nu știu o babă de spaniol, îți dai seama. Dar, efectiv, când vorbea cu ai lui sau când vorbea cu prietenii lui la telefon, înțelegeam temele pe care le discută, gen înțelegeam dacă vorbește despre facultă, dacă vorbește despre mâncare, despre bani și așa mai departe. Gen, oarecum, chiar dacă nu știu spaniolă, înțelegeam temele de discuție, că e limba latină. Gen, ca da, cred că e limba latină, da. Și el la fel înțelegea ce vorbeam eu în română. Asta mi s-a părut fascinant. Că nu înțelege dacă efectiv. Dacă români sunt în Spania, cred că sunt obișnuit. Da, și asta e adevărat. Dar... Sincer, franceza mi se pare o limbă foarte grea de înțeles și studenții aia chiar puteau să vorbească orice despre noi, că n-aveam, dar niciunul dintre noi nu înțelegea nimic în franceză. Mi se părea, și eu credeam că știu franceză de la liceu, că aveam note destul de bune. Deci nu știu, chiar. Interesantă chestia asta. Și mie franceza și germana mi se par cele mai grele limbi pe care poți să le înveți. Spaniola și italiana le mai înveți, că seamănă. Dar germana și franceza nu ai șanse. Trebuia să învăț germană, că am zis că plec în Elveția să știu germană și am renunțat între timp și încă primesc mail-uri de la Duolingo în continuu. Deci le dau pe spam, le dau mult, le dau bloc, ei găsesc modalitatea să mă notifice, chiar dacă e blocat aproape tot. Was machst du? Ich liebe dich. Asta trebuie să știi. Ai recomandat cuiva să studieze la o facultate în străinătate? Depinde. Gen... Chiar dacă facultatea e gratis, bine, gratis între ghilimele, că ea costă 9.000 de lire pe an și îți vreo 4 ani. Dar primești banii de la guvern, mă rog, asta e altă poveste. Dar, în schimb, mai sunt și costurile de trai, gen în Londra te rupe cheia. Dar poți să studiezi în Manchester sau Birmingham sau, știi, în alte orașe de genul. Tu în Londra studiezi, nu? Da, da. Bine, acum și... să acasă. Dacă ar fi să faci un sumare total a costului pe lună, cam care ar fi media? Depinde foarte mult cu cum faci cu chiria, gen dacă împarți camera cu cineva sau dacă nu.
Eu, de exemplu, împărțeam camera cu cineva și plăteam 400 de lire chiria. Dar dacă nu împărțeai cu cineva, ajunge și pe la 800-900 să plătești pe o cameră pe lună. Pe lângă chirie, mai vine 100 de lire, vorbesc doar de Londra acum, abonamentul de transport, încă vreo 200 sau 300 de mâncarea, gen per total cred că te ajunge undeva la, dacă plătești 400 pe chirie, per total ajunge undeva la 800, gen încă 400 pentru abonamente, transport și mâncare. Dar asta depinde. De la abonamentul nu-i mai ieftin pentru metro. Studenți. Ba, cu reducere, zic. Ah, cu reducere, ok. Da. Și asta e prețul în cazul în care îți gătești acasă. Că dacă mănânci la restaurante și takeaway și de-astea, îți dai seama că prețul poate să urce foarte mult. Depinde foarte mult și de traiul tău de viață pe care îl ai. Că dacă vrei să ieși în oraș, o intrare într-un club, îi 20 de lire. O bere într-un club, o bere de aia la 0,3 la sticlă, 0,4, îi 7-8 lire. Gen, dacă ești o persoană de asta, cum sunt eu, introvertită și care nu-i place să iasă, atunci te descurci. Dar dacă ești extrovert și îți place să petreci și să ieși și să te spargi, atunci o să dai mulți bani. Voiam să zic că cu 20 de lire în Cluj te descurci la un club, dar mi-am dat seama că nu te descurci. Cum nu? În Timișoara cu 1 milion îți rege. Beau de mă spargă. Hai să vedem, 20... E 7 lei o bere într-un pub aici. A bine, într-un pub, dar eu ziceam de un club. Păi nu știu, am fost într-un... la o petrecere și cred că berea e în jur de 10 lei. Eu n-am mai fost într-un club din clasa 12 sau ceva în Timișoara. Deci nu mai știu care sunt prețurile. Dar oricum nu se compară. Am vrut să merg și odată în club și a venit pandemia și l-am închis. Și a trebuit să plec acasă. Nașpa. Da, până la urmă e important că e un preț foarte mare și din câte știu ai zis și tu că guvernul te ajută cu plata taxei. Da, plata gen studiilor. Deci nu sunt studii de genul ăsta că cum sunt în România, dacă e notă mare ești la buget. Nu. Sau doar pentru cei plătește. Din Anglia. Stai să vezi, europenii. Și cei localnici? Gen, și englezii plătesc, e aceeași chestie și pentru englezi. Europenii plătesc 9.000 de lire. Ghiși cât plătesc cei din afara Europei. Dă-o europenii cifra. Nu UE, e un continent Europa. Da, continent Europa. Nu, că era și chestia cu Brexit-ul și Anglia nu mai e. Nu, continent Europa. De asta Europa. Mă gândeam. Și cei din afară? Da, cât dă o sumă. Mai mult, 12, 13, nu știu. 27.000 pe an. Pe an? 27.000, da. Stai, și ai zis că sunt arabi și chinezi. Exact. Deci arabii și chinezii pe care îi vezi... 27.000 și ți dă statul? Nu. Ăștia îi dai tu. Gen, din câte știu, doar europenii pot aplica la chestia asta cu statul. 27.000, frate, da. De 27.000 deci... studiez acasă în... Păi și mulțește cu 4 ani. Uai de cap, mă, nu cred că fac atâția bani în 18 ani de viață cât am până acum. Păi da, gen toți... Toate persoanele pe care le vedeam îmi echipeam că erau crema la crem în țara lor, gen. Da. Regi din ăștia, fii de împărați ceva. Dar știi că eu am lucrat și la Uber Eats și Deliveroo, gen livrat de mâncare pe bicicletă. Serios? Mamă, cu Uber Eats, ce mai urmează, frate? Lucram și de fiecare dată când livram mâncare pe bicicletă, mă duceam la chinezi și stăteau Paul în niște penthouse-uri și apartamente de alea cu pereți de sticlă, gen blocul efectiv era din sticlă tot. Și vedeam, gen când intram în bloc, efectiv aveau om la recepție în care apăsa butonul pentru mine ca la hotel, numai că era bloc. Deci erau niște blocuri bine. Dar costa și 5.000 de lire chiria acolo pe lună. De erau niște blocuri. Bă, sincer, mi-aș strânge bani să stau o lună așa. Eu nu, n-aș da atâția. Dar să nu mai mănânc nimic. Mănânci ca română, covrici cu sare. Păi îmi iau și îmi fac paste. Îmi iau 1 kilogram de paste, mănânc o săptămână. Am fost și chelner la evenimente în Londra. Dude, scoți din ce în ce mai multe. Ce mai urmează? Asta zic. Deci cred că am putea face un podcast doar cu experiența mea de acolo. Am fost chelner la Oktoberfest. Și duceam bere și de-astea. Duceai 5 beri într-o mână? Da. Nu, 4 maxim. 4. Dar d-alea ca lumea de sticlă, grele, știi? Păi asta mă gândesc, că faci un braț după un Oktoberfest. 5 n-am putut duce. Păi două într-o mână, două în alta.
Ai de cap, da. Bine, am și s-a ciurdit mâncare și după. Nu înțeleg chestia asta. Puteau să-ți lase baxii sau chestii de genul ăsta? Da, dar nu-mi lăsau. Cel mai mult am făcut într-o zi 130 de lire. Gen, delivrând mâncare. Dar bine, eram cu bicicleta electrică, dar și plouă în continuu. Da, cred că prețul e bazat pe cerere versus ofertă, gen e dinamic, cum e la Uber, Bolt. Da, nu chiar, e la fel. Primești uneori, dacă nu sunt rideri, gen dacă nu sunt curieri, primești un boost. Dar în principal e la fel prețul. Gen, n-ai, nu e dinamic, cum e la Uber. La livratorii de mâncare e la fel. Ar fi mai scump. Dar așa, pe zi facem vreo 30 lejer, în 3 ore. Cam 10 lire pe oră faci. În situația actuală, mulți apelează la food delivery. Pe și eu. De altfel și tu. Odată la 3 zile îmi comand de mâncare. Da, mi-aș comanda și eu, dar nu prea îmi permite situația, locația mai exact. Situația geografică. Situația geografică în care m-am aflat în continuare. Da, e foarte, foarte interesant că nu știam de chestiile astea și nu le ai nicăieri postate. Păi nu, am tot zis că fac vloguri, cum livrez cu bicicleta, dar las că poate fac la un moment dat. Tu ești Montana pe vlog, pe joburi. Jur, Mac, jur, jur. Uber Eats, Oktoberfest. Mie întotdeauna mi-a plăcut, gen, în afară de programare, să mă încerc și alte lucruri, gen, să încerc să văd cum e să lucrez la Mac sau... Gen, îmi place să... Eu voiam... Sau taximetrist. Deci dacă am ocazia, dacă am ocazia să mă fac taximetrist, Paul, păi nu mai vorbim. E jobul meu de vis. Să mă plin cu mașina, să duc oamenii unde vor. Ți-am zis asta. Păi de mic nu mă apăsam. Jur, apăsam taxi driver. Unde vă duc? Sau știi ce mi-ar mai place să fiu? Șofer pe ambulanță. Să merg cu sirena, să dau pe linia de tramvai, să trec pe roșu. Șofer de ambulanță mi-ar mai place să fiu. Tot trebuie să respecti niște reguli. Nu-i ca pe Samp. Și când intri în taxi, dai fair 20 și după aia dai înainte. Nu merge așa, să știi. Pe clar, am văzut că șoferii de ambulanță tot timpul la intersecție nu trec pe roșu ca prin pâine. Frânează. Deci tot timpul frânează. Că-s proști ăștia care nu aud sirena, dar nu opresc. Gen, conștientizez faptul că nu e atât de ușor. Dar totuși mi-ar place să fiu șofer de ambulanță. Tot ar rămâne unul din joburile pe care aș vrea să le încerc. Dar uite, poate dacă... N-o să... Intră Marius în taxi, scrie pe chat, Sultan la mine. jur, pasat la mine. Da, nu, chiar sunt joburi interesante. Adică astea sunt de încercat în viață, nu-i ca să faci asta, cred că, toată viața. Păi nu, gen, asta vreau să zic. Că dacă o să am, la un moment dat o să-mi producă proiectele mele venit pasiv, gen vreo 1.000-1.500 de euro pe lună, fără să fac mare lucru, pe chiar aș încerca să fiu șofer de taxi. Vorbesc la modul cel mai serios. Să faci vloguri cu chestia asta. Jur. Bine, n-aș încerca gen forever. Aș încerca și eu o săptămână, două, să fiu șofer de taxi. La mișto să văd cum e. Aveți că în viața reală nu dai slash job și îți alegi de acolo și îți apare un punct roșu pe mapă și trebuie să păi puți. Imagine... Ba, de fapt, ei, că dacă faci Uber, cam așa îți apare un punct pe mapă. Și pe mine mă interesa mai mult să fac Glovo, că, dar n-am avut ocazia până acum. Mă plimb cu trotineta electrică, frate, m-am plimbat odată, este ceva aplicație în Cluj, Bird. Denumită, nu mai știu cum se cheamă, dar e ceva unde poți să-ți închirezi o trotineta electrică din aplicație și să te plimbi. Da, am trotineta electrică. Am băgat 5 lei, 10 lei, în foarte șmechere trotinetele, sincer. Foarte, ei, foarte fain. Îți dea la Xiaomi? Sau nu știu? Da. Da, din alea FC-Nache, de care are toată lumea acum. Da, Xiaomi M365, da, am și eu. E faină. Mi-aș lua cu mai mare dragul să-mi iau, să mă plimb, dar... Parcă mi-aș lua când stau în Cluj, nu acum. Păi da, merită. Gen, chiar merită o trotinetă de genul. E de când... Acum mi s-a ars trotineta, am mers... Mi-am luat-o... Ai trotinetă electrică? Da, mi-am luat-o în septembrie și până acum am făcut 3000 de kilometri cu ea. Dar mi s-a ars, gen, cu nu Xiaomi? Mai pornește. Da, Xiaomi M365. Hai la 15 milioane. Da, de care are toată lumea. Din aia. Deci... E de buget și mi se pare foarte bună. Și adică rezistentă, Paul. Pe care dai. Am mers cu ea prin pădure și e genul care chiar folosește trotineta. Sar borduri cu ea. Deci
Am folosit frate, dar asta nu-i de tricuri. Nu-i de tricuri, da. Trotinetă electrică, frate. Dar dacă tot am luat, mai văd copii din aia la semafor. Poftim? Cu trotineta. Mai văd copii din aia la semafor cu trotineta de care fac tricuri și așa și... Nu, ales trotinete fără baterie, gen. Ușoare. Da, din alea ușoare de care, pe care poți să le învârți. Da. Dar am observat prima dată când am dat pe trotinetă, am dat la maxim, ca prostul, că nu știam cât trebuie să dai. Da, să știi. M-am dus în față, nu știam cum să mă opresc. Dar știi ce îmi place cel mai mult la când mergeam la servici, că acum nu mai merg? Adrenalina pe care o ai. Gen, nimic nu te trezește mai bine ca viteza maximă de la trotinetă dimineața. Deci îți pulpează inima la maxim. Asta îmi place cel mai mult, adrenalina de dimineață. Există și o limită legală de viteză. Nu-i chiar limita pe care ți-o oferă trotineta. Bă, la astea Xiaomi, 25 prin 25 e limita. Dar am un prieten care și-a luat o trotinetă de 1000 de euro, prinde 70. M-am dat cu ea, Paul. Frate. Deci tu n-ai idee ce a fost în sufletul meu. Te lovești de o piatră acolo. Păi ăla ești, pe ăla zbor, de rachetă te faci. Eu zic că și la 25 o iei razna. Da, asta vreau să zic. După 15 încolo, gen, te lovești nașpa. Mi-a ieșit toată o babă în față și aveam viteză maximă, 25. Am pus piciorul jos, era să, gen, mi-mi doi rotula de la picior. Gen, și 25 de kilometri la oră, e foarte periculos. Știu că dacă... Păi aveam frână, Paul, dar mi-a sărit, efectiv, mi-a sărit în față. Ah, ok, plus da, că... până la urmă astea-s reflexe. Păi, trebuie să-i bagi trotineta pe dedesubt. Ai cruise control, ai pilot automat la trotineta. Dacă legi aplicația, dacă ți-a apăsat butonul de accelerație, gen maneta de accelerație 5 secunde, se blochează la viteza aia. Și eram pe cruise control. Tu când erai pe... A, nu este pe SAMP, pe Eurotrack este ca pe SK și îți merge pe viteza care ești pilot automat. Dar și pe SAMP, ui. I-am făcut sistem de cruise control. Și pe SAMP trebuie să fie. Îți dau tripuri de cruise control pe SAMP. Unul care îți limitează viteza, dar am reușit să fac unul care efectiv îți accelerează mașina în locul tău. Numai că e puțin mai complicat, că e cu geometrie. Gen, tu poți să setezi vehicle velocity pe X, Y, Z și trebuie tot timpul să-i... Mă rog, e mai complicată povestea, dar poți să faci. Mai de cap, mă. Să mențină viteza. Da, dar vezi că în viața reală, dacă ai hăldbarul mic, nu te duci la hot dog și dai sleșit și s-a rezolvat. Sau la McDonald's. Da, nu merge așa. Cam așa. Nu cred că este mic, însă peste Taco Bell. Păi las că mă duc la spital și dau service medic. Și urc în ambulanță. Te duci acasă și dai slash heal. Jur. Îmi dă mama slash heal. Două peste cap. Da, e foarte... Chiar o să văd dacă o să am bani la timpul... De fapt, nu cred că e așa scumpă o trotinetă de genul ăsta. Nu, e ceva de lei, cred că e 1500. Da, e 1500. Și eu zic, ai garanție 2 ani. Și eu zic să-ți iei în rate. Da, 2 ani mi-au alta. Păi asta zic. Dacă se strică. Da, la fiecare lucru pe care l-am luat mai scump, am zis că în 2 ani mi-au alta. Și parcă vă spun peste 2 ani. Așa am zis și eu cu iPhone-ul la 6S, când eram clasa 9 sau 10-a. De acum 5 ani, de acum, din clasa 9, frate. Am zis că mi-au altul și mă țin 6 ani, telefonul ăla. Până mi l-am luat pe ăsta. Te-o ținut 6 ani, că ai vrut tu să te țină 6 ani, dar putea să te țină mai puțin. Nu, că tot. Deci în fiecare an ziceam, bă, ce mă enervează telefonul ăsta, îl schimb, las că la anul îl schimb. Și nu l-am mai schimbat. Da, plus că nu-s genul ăla care să schimbe chestiile imediat cum apare modelul nou. Gen, mi-mi place să trag de lucru până efectiv nu mai merg. Deci, genul eu am avut nevoie să schimb telefonul, că trebuie să filmez cu el. Tu mai ai DSLR, dar să mai bag bani și în DSLR. Nu merită. Gen, și am zis așa că mi-au un DSLR și filmez. Dar ce am observat? Cu atât ce m-am luat DSLR, îmi trebuie ecran. Bine, că eu am un DSLR de generație destul de veche, gen de 5 ani vechi. Fiindcă îmi trebuie ecran auxiliar să văd efectiv cum filmează, dacă focusează. Îmi trebuie microfon separat, îmi trebuie și un obiectiv pentru când filmez în cameră, că nu focusează atât de bine. Gen, de-abia după ce mi l-am luat, am văzut că mai trebuie să bag bani în el. Știi? Da. Nu știu sigur dacă o să-mi iau și eu microfon pentru telefon, pentru calitatea audio mai bună, poate dacă nu e ok o să iau. La momentan încerc să editez sunetul direct din Premiere, din Adobe Audition și să dau remove la sunetul de pe fundal. Dar nu merită, gen în casă, telefonul e mai mult decât suficient.
Da, asta zic și eu, Că dar e mai ok. am, având în vedere că stau la casă, mai am câini pe fundal, mai am Păi clar, clar, și eu am. alte. Acum ce voiam să discutăm, despre ce voiam să discutăm era de ce unii părinți consideră că facultatea pe care o aleg copiilor nu e chiar cea mai potrivită pentru ei. De, cum să zic, frustrați ce sunt. Fiindcă sunt unii părinți care efectiv ignoră avut. Bine, poate au urmat o facultate, dar își doresc atât de mult pentru copilul lor să urmeze acea facultate, încât îi obligă să facă chestia asta. Și asta mi se pare de cel mai prost gust. Gen, ar trebui, în primul rând, copilul să-și aleagă unde vrea să ducă la facultate, nu părintele. Fiindcă copilul, gen, trage tot greu și trebuie să învețe și să-și ia notele. Că tocmai asta a fost și chestia cu colegele mele care au intrat în depresie. Că ele chiar nu își doreau chestia asta. Și s-au făcut-o doar de gura părinților. Și dacă ar fi făcut ele alegerea asta de la început, ar fi fost mult mai bine și n-ar fi avut o perioadă nasoală. Dar na, asta depinde și de ce părinți ai. Dacă ai părinți înțelegători care înțeleg că na, dacă nu-ți place matematica și fizica să te duci la o facultate în care nu se pune accentul pe asta, atunci ok, dacă ai niște părinți, cum să zic, care sunt efectiv nu văd altceva, au tunnel vision. Cum se traduce asta în română? Tunnel vision. Viziune tunel. Dacă au viziune tablou de... Dacă au viziune tunel, atunci na, încearcă să le zici, cum să zic eu, încearcă să le zici efectiv că tu nu te simți bine făcând asta 4 ani în viață și că tu ar trebui să faci decizia asta să nu o facă ei în locul tău. Fiindcă același da. Lucru se întâmplă și la liceu. Gen, la liceu aveam colegi care efectiv nu vreau mate-info, ei vreau medicină. Dar s-a dus la mate-info de gura părinților. Și au ajuns să termine mate-info, să facă 9 ore de info pe săptămână, că la final, după ce au terminat 4 ore de mate-info, jumate din clasa mea, de din 30 de elevi, 15 la mine au dat la medicină. Ani. Doar fiindcă părinții au zis mate-info, că nu știu ce, că liceu bun, că de renume, că vrei de astea. Pe tu îți dai seama ce nașpa era de ei, nu? Să facă un SN, să facă ceva care efectiv să-i pregătească pentru facultate și pentru admitere. Mă rog, asta, da. asta e o discuție de alt podcast despre părinții care ideea se impun. Uite, cum ai zis tu, frustrare. Poate fi o frustrare personală că ei nu au reușit asta în tinerețea lor. Da, da. Sunt unii care tocmai au reușit și impun asta și copiilor. Da. Ceea ce mi se pare... Vor exact același lucru și copiilor. Că doar, da. Ei consideră că doar așa pot reuși. Da, exact. Exact. Asta am vrut să zic. Și poate nu o fac cu... Poate ei cred că asta e cel mai bine pentru copil, adică nu fac asta împotriva copilului. Dar nu o fac din ură sau ceva. Dar nu își dau ei seama. Da, o fac din prea multă dragoste de asta protectivă, prea multă. Da, e foarte mare problema asta, că până la urmă strici, distrugi, nu că strici, distrugi toate speranțele copilului, toate chestiile pe care voia el să le facă, să-l obligi să facă altceva. Că el simte ceva și tu îi impui altceva, e foarte greșită chestia asta. Și mulți părinți am auzit că își trimit copiii spre Politehnică. Bine, părinții care sunt puțin mai din generația veche. Mulți da. Născuți înainte de 60, cred, ceva de genul ăsta. Mulți părinți își trimit copiii spre Politehnică pentru că ei consideră că doar ajungând inginer poți să ai un job stabil, poți să... Și uite chestia asta, că părinții nu vor ca... copiilor să-și asume riscuri. Vor să aibă un job stabil, să fie la casa lor, să aibă un venit lunar dintr-un salariu, bineînțeles. Încă o chestie care ar trebui să, în opinia mea, să ni se predea în liceu, este cum îți prezinți, sau la facultate, cum îți prezinți ideea altor oameni. De exemplu, eu am o idee de afacere. Cum o prezint? Cum scriu un plan de afaceri? Cum efectiv împărtășesc ceea ce gândesc eu și la alți oameni, gen cum conving un investitor și așa mai departe. Chestia asta nu ne este predată niciunde. Poate la facultate de business sau ceva. Da, de exemplu, în Anglia nu e chestia asta. Deci puneau unii niște întrebări idiote. Bine, asta acum e gândirea mea de român, că întrebări idiote. Dar chiar puneau niște întrebări. Dar nu, efectiv, ne-au explicat că int e pentru integer. Și integer în engleză înseamnă număr întreg. La care întreba ăla că el nu înțelege, nu mai știu cum a întrebat, că el nu înțelege de ce poate stoca și numere cu plus și numere cu minus. De efectiv era în denumirea cuvântului integer, că e numere întregi. Gen,
Gen, în Anglia chiar se pun întrebări de astea idiote și eu n-am nimic cu oamenii ăia. Gen, chiar e foarte bine că se încurajează chestia asta și profesorul nu a fost nervos sau ceva. A întrebat de 3 ori aceeași chestie, 3 ori explicat. Aici, nu știu dacă tu la facultate ai pățit să, gen, ai colegi care se pun întrebări de genul. În principiu există și întrebări din astea mai la care ai fi putut găsi răspuns dacă erai puțin mai atent. Dar profesorii sunt, nu cred că am văzut vreodată un profesor să se enerveze la facultate, sincer zic. La liceu am mai văzut, dar la facultate... Da, la liceu am avut și eu. Poți să-l întrebi orice chestie și o să-ți răspundă. Și probabil poate că-s profii mai drăguți la engleză decât la română, nu știu exact. Dar mie mi se pare că mă influențează mai bine pe mine ca student să învăț chiar dacă poate nu-mi plac materiile respective. Și e foarte important, după cum ai zis și tu, să-ți exprimi părerea pe care o ai. Că uite, n-am înțeles chestia asta și vreau să o înțeleg mai bine. Poți să o repeți? Chiar dacă ia 10 oară când o repetă. Deci, elevii, toți oamenii care încă în cursul lor de dezvoltare, deci, nu știu, care încă nu a atins apogeul dezvoltării lor și s-au plafonat undeva, ar trebui să fie lăsat să își dezvolte gândirea asta, creativitatea. Pentru că părinții poate influențează indirect sau chiar direct, dacă sunt foarte, foarte deciși că vor ca copilul lor să facă ceea ce vor ei ca părinți, nu ceea ce vrea copilul lor. Influențează foarte mult ce o să facă copilul, în viitor și îi schimbă personalitatea. Da, și nu în bine de multe ori. Da, nu în bine niciun caz, că îi strici creativitatea asta pe care o are el ca elev. Pentru că eu văd ca, nu știu, eu ca și copil aveam foarte multe chestii care îmi plăceau și încă îmi plac poate să le fac. Și nu a fost nimeni să-mi zică, bă, nu mai fă chestia asta și fă doar asta și atât. Și du-te pe calea asta, nu știu, urmează o facultate și după aia gata, angajează-te și gata. Totdeauna am avut suport, dacă am avut o idee mai diferită față de ceilalți, poate colegii n-au vrut să mă susțină. Dar am avut suport oricând acasă, alți prieteni sau chestii de genul ăsta. Și a fost foarte important să ai pe cineva care să facă, nu neapărat să facă, dar să te susțină în ceea ce vrei tu să faci. Asta e esențial, gen, să ai oameni care să te susțină și nu neapărat părinți, dar și prieteni. Că dacă nu o iei razna, n-ai pa nebunești. Da, exact. Vorbind la modul cel mai serios. Și vezi că în timp îți pierzi, dacă te-ai uitat în trecut, ai vedea că ți-ai pierdut foarte multe resurse pe care puteai să le folosești sau ți-ai pierdut spiritul ăsta creativ, după cum am zis. Că spiritul creativ, încrederea în sine, timpul. Încrederea în sine e o altă chestie importantă. Acum, dacă ai fi părinte, crezi că ai putea să alegi pentru copilul tău sau îți dorești ca el să singur să evolueze și să-și dea seama ce ar vrea să facă mai departe? Eu dacă aș fi părinte? Da. Asta e o chestie dificilă, Paul. Că, cum să zic, în 5 ani, deci eu dacă mă uit acum în spate 5 ani, păi Mihaiul de acum 5 ani nu mai e Mihai de acum. Gen, și de asemenea, de acum în 5 ani, clar nu voi mai gândi ce gândesc acum. Dana, ca să răspund la întrebare, nu cred că m-aș băga. Gen, asta și aș analiza să văd cam spre ce înclină. Și dacă văd că e vagabond și de-astea, clar nu îl redresez eu. Dar l-aș lăsa să facă ce vrea. Gen, cel mai important în viață e să faci ce te face pe tine fericit. Și asta l-aș încuraja și pe copilul meu. Dacă pe el îl face fericit să, nu știu, să cânte, să fie artist, să picteze sau ceva, l-aș lăsa să facă asta. Că asta e cel mai important. Nu neapărat ea zice că ce job e ăsta să pictezi. Cum pui tu banul pe masă pictând? Da, mor de foame. Da, mor de foame, exact. N-aș face asta, l-aș lăsa să vadă efectiv și dacă într-adevăr ar descoperi faptul că nu prea se câștigă din asta, l-aș fi acolo pentru el și l-aș ajuta și i-aș spune, hai să facem o reconversie profesională sau ceva, să vedem ce altceva te mai pasionează.
Nu i-aș interzice asta. Intră pe platforma de info dacă vrei să... Jur. Da, hai să-ți dau cont premium plus. Da, să zic că tati, poți să-mi dai și mie, te rog, contul. Sau niște monezi, sau monede. Cred că în engleză sună mai ok coins, iar discutăm despre... Da, coins, jur. Traducerea câtorva elemente. Da, și cum ziceai tu despre colegele tale care erau, colegele tale, prietenele tale care erau în depresie cu ales poli. Da. Dacă nu faci ceea ce îți place în viață, nu o să ajungi nicăieri. Bine, o să ajungi undeva, până la urmă, eventual o să-ți găsești un job pentru că trebuie să mănânci, trebuie să ai un acoperiș deasupra capului, dar viața e prea scurtă ca să nu faci ceea ce îți place. Asta e chestia. Exact. Deci e foarte, foarte, foarte important să te ghidezi după ce îți place ție, nu după ce le place altora. Degeaba te uiți la un clip pe YouTube care zice fă facultatea asta, fă cursul ăsta, fă, nu știu, uite-te, citește cartea asta. Dacă tu nu vrei domeniul respectiv și tu n-ai tragere de inimă să faci asta, degeaba. Da. Asta și cu programarea. Dacă tu nu vrei să devii programator, să vezi cât de mult urăști să faci chestia asta. Ok, păi atunci mulțumesc mult că din nou ai venit, ai acceptat invitația mea și să ne auzim cu bine la un viitor episod. Mulțumesc din nou de invitație și ne auzim atunci data viitoare. Și dacă aveți întrebări sau idei sau teme de podcast-uri, da, Puneți-le în comentarii. Da, puteți să le puneți în comentarii și noi eventual vom discuta. O să am... Cred că într-un viitor podcast, nu știu exact dacă al treilea sau al patrulea, o persoană mai specială invitată și sper să iasă totul fain. Mult succes!